Urșii și lupii au făcut și fac în continuare prăpăd în gospodăriile hunedorenilor. Potrivit legii, statul, prin Agenția pentru Protecția Mediului, îi despăgubește pe cei care rămân fără animalele din bătătură din cauza sălbăticiunilor. În acest an au fost întocmite și aprobate 48 de dosare, iar valoarea despăgubirilor se ridică la suma de aproape 100 de milioane de lei. O situație greu de gestionat este la o fermă de vite rasa Angus din satul Muncel, sistematic atacată de o haită de lupi. Pentru a proteja ferma de animale s-a obținut aprobarea pentru împușcarea lupilor. Un caz mai aparte este o fermă de vite Angus de la Muncel, unde au fost atacuri repetate ale lupilor care au venit în haită. Și singura metodă de alungare, nicio altă metodă mai bună de alungare nu a avut succes, și atunci administratorii fondului de vânătoare au solicitat autorizație de mediu pentru vânarea celor 5 exemplare care formau haita. Din cele 5 exemplare au reușit să împuște 2 până la momentul respectiv, până acum, dar sigur va trebui să recurgă și la vânătoare și pentru ceilalți 3, pentru că în continuare atacă ferma. Și nicio formă de pază sau de alungare nu a reușit să îi îndepărteze de locația respectivă. Au omorât mai multe vite Angus. Au fost despăgubite, dar proprietarul nu-l satisfac niște bani. El are o afacere pe care vrea să o continue și dacă lupii atacă în continuare, normal că-i periclitat afacerea. De menționat este faptul că atât ursul cât și lupul sunt specii protejate în România, dar există pagube produse și de speciile comune, respectiv mistreț, vulpe sau căprior. Acestea sunt despăgubite de către garda forestieră, mai spune Georgeta Barabaș. Cele mai frecvente atacuri ale sălbăticiunilor sunt înregistrate în Valea Jiului.